Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joc. Avem ceva în shop, ia să vedem, un free box. Cred că e un Brawl Chest sau cum se numește, Brawl Box. Vedem, avem 50 de coins, avem B, avem pe Brock și cam atât. Avem și niște skin-uri noi, mai avem și Star Shop și boxurile. Ok, și mai avem aici un Brawl Pass, cred că niște reward-uri de colectat, încă un Big Box. Hai să vedem, avem 58 de coins, Burly, B, Shelly și cam atât. Ok, hai să vedem ce misiune avem pentru azi. Ok, trebuie să jucăm în Gem Grab și de asemenea trebuie să jucăm și în la Brawl Ball. Ok, și avem și un Special Event Quest care expiră într-o zi și jumătate. Trebuie să jucăm, să facem un level în Boss Fight. Ok, hai să începem cu un match la Gem Grab. O să jucăm cu Colt. Am jucat și ultima dată cu el. De fapt, o să jucăm primul meci cu Colt, după care vom juca cu noua carte. Mi-a plăcut foarte mult cum am jucat. Hai să vedem. Ne băgăm aici la The Post. Și din păcate a murit, dar am reușit să ținem de gemuri. Ok, și avem ultimata pregătită, hai să o și dăm. Holy. Băi, aproape-l distrusesem acolo. Hai din nou. Trăgeam în piatră. Ok, și mai avem nevoie de un singur gem ca să facem cele 10. Oh, ok, și am pierdut acolo, am pierdut tot ce am adunat. Băi, și avem gemurile. Trebuie doar să rămână la noi. Holy fuck, și am pierdut. Am pierdut. Și mai sunt doar 10 secunde. E probabil, e unul singur care le are și nu cred că îl mai putem omorâ. Da. Am început cu o înfrângere, din păcate. Dar în misiune stăm bine. Am omorât 7 inamici. Hai să luăm un alt brawler. O să o luăm pe Rosa. Uite, o să și upgradăm un pic. Bine, avantajul la brawlerii noi cred că e și că te dă cu jucători mai slabi, nu de același nivel cu tine. Eu așa cred. Că mereu când încep să joc cu un brawler nou, mi se pare că joacă bine. După care... Vedem. Da, Rusa dă foarte, foarte mult damage, așa mi se pare mie. Oh, și vine asta care e protejat acolo de scut. Oh, și
asta specială ei e să... să-și facă scut, cât de tare, cât de tare mi se pare acest, acest lucru. A, păi e super OP la, la modul ăsta de joc. Bine, hai să ne, să ne depărtăm, că avem deja 9, ținem de, de rezultat. Și obținem prima victorie din, din Game Grab, din Game Grab. O, deja ne-am făcut misiunea. Ok, bun. Hai să... hai să vedem dacă primim, primim reward. E posibil să... da. Nu, ne mai trebuie o grămadă de... de points. Și hai acum să jucăm și la Brawl Ball. Tot cu Rosa o să jucăm. Să vedem dacă ne descurcăm la fel de bine ca... ca în jocurile precedente. Și am dat acolo mingea. Nici nu mi-am dat seama când am când am luat-o. Și hai să vedem cum ne strecurăm pe aici. Să dăm hopa. Să dăm golul. Dă-l tu. Bine, boss. Am am dat o pasă de gol acolo. Da. Avem, avem mingea și faza și mai tare e că avem protecție. Mamă, și ce gol am dat acolo cu pasă din, din cutii. Și am obținut victoria. Hai să mai dăm unul. Au trebuit să dau play again. Și ne strecurăm din nou pe aici prin... și am dat pasă la coechipier. Holy! Ce-am făcut acolo? Ok, și ar trebui să dăm golul. Nu! Bă, ești atât de aproape să, să intre, dar n-am, n-am reușit. Hai din nou. Oh, și au dat, au dat colegii. Cu echipierii au dat golul, probabil golul victoriei, pentru că a fost destul de, de strâns meciul. Da, ah, mi-am dat degeaba ultimata, nu, nu era nevoie. Da, ah, știi, nu problema asta cu netul. Și reușim să dăm golul victoriei. Mai câștigăm niște trofee. O aducem la rank 5 și ne mai facem și din misiune. Hai să dăm și ultimul meci. Ok. A, deja am învățat rețeta că... nu, nu vreau să-mi dau ultimata. Nu, stai aici. Ok. Și înscriem. Da, mi-am dat degeaba și, și ultimata aceea. Nu era necesar. Mai bine o păstram pentru... bun, și obținem... obținem golul victoriei. Ok, să vedem... da, ne mai luăm... puncte pentru, pentru reward și
Ok, hai să mai dăm totuși un match. O să jucăm la Boost Fight. Hai să vedem cum ne descurcăm la acest mod de joc. Sincer să fiu, nici nu știu cum ar trebui să jucăm aici. Da, și probabil suntem două echipe. Nu, suntem o singură echipă. Și trebuie să ne luptăm cu acest robot. Holy... Oh, avantajul la Roza e că putem să ne punem scutul când... Holy fuck! Da, doar că mai vin și acei roboți mici. Am înțeles. Băi, cred că e destul de dificil modul ăsta. Și intrăm în joc abia după 20 de secunde, dacă am văzut bine. Ah, deja am pierdut. Ok, dacă pierdem ca echipă, dacă ieșim toți, da, are sens. Bun. Ok, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!